ședința Consiliului Județean Botoșani și întocmirea buletinilor de vot. Pe buletinile de vot au fost trecuți în ordinea în care au fost propuși următori candidați: domnul Bursu Constantin, domnul Birta Doi. După efectuarea votului propriu-zis și numărarea voturilor, s-au constatat următoarele rezultate. Număr de voturi valabile exprimate 26, număr de voturi valabile exprimate 26, voturi anulate 0. Pentru domnul Bursu Constantin, voturi pentru 26, voturi împotrivă 0. Pentru domnul Birta Dorin, voturi pentru 26, voturi împotrivă 0. Având în vedere că votarea s-a realizat cu respectarea legislației vigoare, Comisia constată alegerea domnului Bursu Constantin și domnului Birta Dorin în funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani, drept pentru care s-a încheiat procesul.